Salutare la toată lumea, Ștefan de la proiecte diverse DIY. Vorbim în filmulețul ăsta despre dozele de la Kaiser. Perfect, perfect, perfect. A, nu o să vedeți voi acolo că nu e lumină, deocamdată 1.55 cu 0.4 doza. ST sub tencuială. A apărut niște discuții la celălalt filmesc cu dozele noastre meseriașe din România că domne trebuie să pui dozele după ce fac băieții stâlpii de la tencuială sau montează profile fiecare cum știe să tencuiască că după aia pui dozele. Nu, dozele se pun înainte de tencuială și ce atâta modernitate, dozele noastre vechi nu mai sunt bune. Uh, hai Haideți tot, totuși să fim deschiși la nou, dar la nou constructiv, să nu încep iar cu panourile solare. Da, la mine totul e eficiență, nu e eficiență, dar nu mai comentăm pe subiectul ăla, vorbim de doze. Uh, după cum știți neamțul e mai paralitic așa, de fel și nu stă, că nu e nici zuc, grav, nu nu stă el să dea ipsos și alte porcării pe pereți și nici să-și murdărească conductorii Dozele astea vin prinse în clemele astea, se numesc clem fix care ne și lasă un pic doza în exterior, aproape un centimetru, deci nu o lasă să lipească de fundul găurii. Și vine prinsă în, bineînțeles că a rotată perfect, nu o gaură dată cu ciocanul și cu dalta. Perfect și în boloboc și pur și simplu se introduc fără ipsos, fără nimic și bineînțeles vor fi prinse în tencuială. Înainte de tencuială avem jucăriile astea ca să nu găsim conductorii plini de diverse, cum e la noi și ca să nu stăm cu ziare cartoane la sobă că merge așa. Da? Așa trebuie să arate, maxim 5 că 5 sunt pe cea mai mare ramă, cel puțin pe sistem german. Și cam asta e maxima teorie de la dozele Kaiser. Acum toată lumea o să zică, dar domnule, dar sunt o grămadă de bani, dar sunt la la la. Vă las jos un mail de unde puteți să le comandați. Acum, 2019 la un preț extraordinar de mare. Ideea e dacă faceți comandă să știți la 3 trebuie două cleme de astea. La 4 o să vă la 4 și la 5 o să vă trebească 3 cleme. Foarte important. Clem fixuri, adică nu luați pe fiecare priză că stă și așa. A, ansamblul ăsta capac fix și doză costă exact 4,2 lei cu tot cu TVA. Dacă vi se pare scump, atunci eu zic să revenim la cutiile alea de pateu, că mergeau perfect. De ce să avansăm ca tehnică? La care, per doză, să mai adaugă 2 lei cerculețul care vi l-am prezentat în Filmulețele anterioare, să vedem dacă îl și găsesc aici. Deci, un din ăsta costă 2 lei, da? sau 7 lei un pachet de 3. Dacă tencuitorul e meseriaș, nu o să avem nevoie neapărat de ele, dar ca să știți, ca și preț. Ăsta are 12 mm, există și la 24, deci dublu. Și venim cu aparatul direct la față. Astea sunt mega prețurile. Mai există o variantă de la altă firmă. Puteți să întrebați, mai să vă las mail-ul în descriere. Cam la aceeași calitate și am impresia că prețul e un pic mai mic. Da? Totuși, Kaiser e un brand serios, bun și nu jucării. Avantajul la dozele astea, le vedeți că sunt mai mari decât dozele obișnuite, care sunt până aici, că poți face legăturile direct în ele. Da? Poți să vii într-o cameră cu circuitul de priză, ai făcut legătura din priza asta, te duci în altă doză mai sus, către întrerupător și lumină, Bineînțeles, vii cu 2 jumate, pleci cu 1 jumate către lumină și din ea pleci în următoarele prize. Sau ce aparate e pe acolo. Și ai rezolvat problema. Ești panicat că rămâi fără lumină. Ai altă socoteală. Îți iei o lampă sau o lanternă. Da? Cam asta la filmulețul ăsta. Vă las linkul în descriere, a treia oară care zic. Mail-ul, de fapt, nu linkul. Și oricum la cantități mari, ăsta e prețul de listă: 4,2 Ron cu TOCU TV. Da? Deci dacă comandați un singur ansamblu din ăsta. 4 ,20 lei 20 cu un cerc de ăsta înseamnă 6 ,20 lei 20. Zicem 7 lei maxim. Da, cam asta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. Sper că ați învățat ceva și haideți să mergem înainte, nu înapoi.